Dr. Rainbow, lucrez în cadrul firmei Rainbow for Swan și o să vă arăt tot ce trebuie să știți ca să folosiți acest sistem cu maximă eficiență. Aceste sfaturi le veți găsi la mine pe Facebook sau alte rețele de socializare sub pseudonimul Dr. Rainbow, iar dacă aveți nevoie de informații suplimentare, puteți să-mi scrieți sau să mă sunați la numărul de telefon 0722 67 2868. Să începem! Salut! Sunt Dr. Rainbow. Am revenit cu accesoriile pentru E2 Black sau cum îi mai spunem noi E4. Da, asta bine, e o denumire la noi în țară. În denumirea internațională este E2 Black. Cel mai, m-aș putea spune, important accesoriu este furtunul. Furtunul, așa cum îl vedeți, este făcut din inserție metalică cu fir de Kevlar. Firul de Kevlar este un fir extrem de rezistent care face ca longevitatea acestui furtun să ne ducă mulți, mulți ani de zile fără niciun fel de probleme. Montarea furtunului este foarte ușoară, el are o cuplă aici în capăt. Trebuie să fim atenți că, vedeți, aici este firul pentru, sau priza, mai bine zis, pentru 220, care va pleca din aparat, și două aripioare de ghidare. Tot ceea ce trebuie să știm la Rainbow, tot ceea ce se face la Rainbow, trebuie să meargă foarte ușor. Dacă noi nu facem ceva foarte, nu merge ceva foarte ușor, atunci cel care face acel lucru greșește sigur undeva. Bun, luăm furtunul furnușel. Se ridică această priză, da? Se introduc acele gheruțe de ghidare și furtunul a intrat. Acum își așteaptă comenzile ulterioare ca să-l putem folosi. Bun. Primul lucru care ne ajută pe noi să nu căutăm accesoriile prin casă este acest suport care se montează aici pe aparat și pe el vor sta aproape toate accesoriile. Are două șanțuri de ghidare, da? El a intrat frumușel și încet, încet descoperim accesoriile Rainbow care vin în pachetul de bază al aparatului. Azi să vorbim de această perie. Este peria noastră, este peria de praf. Este făcută din păr de cămilă, pentru că părul de cămilă are proprietatea de a nu electriza suprafețele pe care se folosește. Știm cu toții că de multe ori ștergem praful și în foarte scurt timp de când am șters praful, el se așează înapoi. De ce se întâmplă chestia asta? Pentru că noi, prin frecarea locului respectiv, noi, de fapt, producem un câmp electrostatic care, la rândul lui, atrage praful. E, acest păr de cămilă are proprietatea de a nu produce acel câmp electrostatic. Ea se montează foarte ușurel, se montează pe furtun și de aici începem să îl folosim fără probleme. Da? Locul lui pe suport este undeva pe aici. Avem iarăși un accesoriu foarte interesant. Acest accesoriu, el este folosit, are la rândul lui un accesoriu suplimentar, vă spun imediat pentru ce este. Este o parețică clasică pe care toată lumea o știe, care o folosim pe orice fel de lucru pe care considerăm că avem nevoie. În schimb, o mare problemă în casele noastre este curățarea unei perdele. Și pentru asta s-a făcut acest dispozitiv. El se fixează foarte frumos. Se bate un picuț în capăt, are o gheruță de fixare. În momentul acesta, cu acest accesoriu putem curăța foarte bine perdelele. De ce? Aici sunt niște fante de scurgere a aerului. Da? Aici este o perie pentru deblocarea prafului. Și cum se curăță? Se strânge toată perdeaua, se strânge într-o mână, se pune accesoriul pe ea, se absorbe și în felul ăsta, datorită acestor fante de scurgere a aerului, nu se lipește perdeaua de accesoriu și nu este trasă în aparat, așa cum se întâmplă la marea majoritate a, aspiratoarelor. Da? Toate accesoriile Rainbow au o cătare aici. Ele se introduc un picuț oblic, se vede că nu-i poziția dreaptă. Se introduc oblic, după care se răsucesc.
și atunci accesoriul este bine montat în pistolul Rambo. Da? Este foarte simplu, avem și niște țevi, discutăm imediat despre ele. Este foarte simplu să avem niște țevi prelungitoare cu care să putem curăța perdeaua foarte bine. Da? Locul acestui accesoriu este aici. Bun. Avem un accesoriu pentru colțuri. Da? Un accesoriu pentru colțuri, de data asta, cu o protecție pentru apă. Spuneam că acest furtun a fost bine gândit față de modelele anterioare, a fost gândit pentru absorpția de apă, dar el are aici o priză pentru 220, pentru alte accesorii care au nevoie de continuitatea curentului. Și atunci, ca să putem absorbi apă și în același timp să nu avem probleme, da, va veni această umbrăluță, ca să-i spun așa, care va acoperi exact priza aceasta. Băgăm frumușel și observați cum priza de 220 este acoperită de aici. Atunci putem să folosim acest accesoriu pentru colțuri, pentru absorpția de apă, fără niciun fel de problemă. Când am terminat ce am avut de lucru, o scoatem frumușel, locul lui este aici. Avem din nou un accesoriu foarte, foarte interesant, noi îi spunem compresor. Un accesoriu simplu, dar foarte, foarte eficace. Știm cu toții că avem diferite zone pe care putem să le absorbim sau avem nevoie să le suflăm. Cum, de exemplu, este tastatura la computer, laptop și așa mai departe. Da? Pentru asta avem, spuneam, acest accesoriu. El se montează aici frumușel. De data asta ne aducem aminte că Rambo a obținut certificatul de purificator de aer. Este singurul aparat la ora actuală, cel puțin care îl cunosc eu, care încă poate folosi evacuarea. Da? Dacă vă uitați la orice fel de sistem de curățenie clasic, toate sistemele de curățenie au evacuarea închisă, zăbrelită, mai bine zis, care nu poate fi folosită. La noi, datorită faptului că pe partea asta la altă iese aerul purificat, proporția fiind de 99,99%, atunci Rexerul s-a gândit să folosească evacuarea pentru a sufla, a umfla diferite, de exemplu, saltele, poate avem diferite lucruri care trebuie să fie umflate. Cum procedăm? Dăm căpăcelul acesta, îl dăm jos. Se scoate din față furtunul frumușel, se duce aici în spate, se montează, da? Și aparatul este gata să pornească. Din momentul ăsta, când îi dăm drumul, atunci el va absorbi aerul suficient și pe partea asta se va transforma într-un compresor. Da? Avem aici, acest vârf este un reductor de presiune, dar acest reductor poate fi scos, da? Dacă avem nevoie, să spunem, de prin răsucire. Prin răsucire se montează și nu iese. Și tot prin răsucire îl scoatem frumușel afară și îl putem înlocui cu această tijă, noi spunem ochiul soacrei. Este o tijă ușor flexibilă, pentru că ea poate fi folosită în zonele în care nu avem acces sau avem acces mai greu, de exemplu în spatele caloriferului, poate canapele, poate colțare, poate indiferent unde considerăm noi. Bineînțeles că furtunul și tot ansamblul poate fi folosit atât pe evacuare cât și pe tragere, adică pot să și suflu cu el, dar dacă suflu, atunci această tijă va fi băgată prin interior, ca la suflare ea să nu fie aruncată, sau dimpotrivă o montez pe exterior, da? Atunci când vreau să trag aer și să montez furtunul în față. Și în funcție de necesitățile de care eu am nevoie, da? Montez furtunul ori pe față, ori pe spate, pot să trag, pot să și suflu, depinde ce am de gând să fac cu el acolo.
Când am terminat operația, bineînțeles, fereastra se montează foarte ușurel, cu inversul de cum am scos. Bun, locul acestui accesoriu este aici. Așa. Cu asta am ocupat toate cele patru locuri de acolo. Mare atenție la cei care au copii mici. Da? La acest accesoriu. Sfatul meu este că dacă aveți copii mici, să scoateți acest accesoriu și să-l puneți în altă parte, pentru că există riscul ca un copil să se aplece și, Doamne ferește, să se lovească în acest accesoriu. Da? Dacă sunteți familie, mă rog, normal, vârsta mai mare, acest accesoriu poate să rămână din emersie aici, dar dacă aveți copii mici, vă rog, scoateți acest accesoriu ca să fim cu toții în siguranță. Bun. Spuneam de țevile prelungitoare. Avem aici țevile. Da? Țevile sunt din inox, gândite special pentru absorpția de apă. Față de modelele anterioare, nu mai avem acel cablu care trebuia să treacă pe lângă țevi. Cablul este incorporat pe aceste țevi și susținut de aceste cămăși de plastic. Iar singurul lucru care trebuie să fiți atenți atunci când montați aceste țevi este că aici este un ștecher, da? Un ștecher mamă-tată, care trebuie să intre foarte bine. Da? Deci să nu băgați strâmb, pentru că veți îndoi piciorușele de acolo. E ca și când încercați să băgați în priză un ștecher și vedeți că nu intră, nu știți de ce. Bineînțeles, țevile sunt absolut la fel, nu contează poziția în care le folosiți, da? Și căi stânga, dreapta, dreapta, stânga, sunt absolut la fel, deci nu ne nu avem de ce să ne batem capul cu această problemă. La fel, trebuie să avem grijă că atunci când băgăm țeapa în furtun, în pistolul electrobătătorului, același lucru, să fim atenți aici la acest ștecher. Când vrem să scoatem, apăsăm pe buton, tragem o linie dreaptă și ele au ieșit bine mersi, da? Deci, îl băgăm frumușel, suntem atenți la această priză, împingem până când se aude acel țăcănit. Țăcănitul acela este confirmarea că țeava a ajuns pe locașul care trebuie și a intrat până la capăt. La fel, aici avem un buton mic gri. Acesta se poate da în spate. Da? Și dacă se observă, este o găurică aici care permite flux de aer separat. Dacă, de exemplu, aspirați ceva care nu are foarte mult aer, nu are o priză de aer jos, de aici puteți ușura sarcina aparatului ca să tragă puțin, noi spunem, puțin aer fals. Da? Și absorpția de pe suprafața pe care vrem noi să o curățăm să fie mult mai bună. Da? Deci aici montăm această fereastră în funcție de ce avem noi nevoie. La fel față de unul din modelele anterioare, pentru curățarea suprafețelor dure. Mă refer aici la parchet, la gresie, linoleum, faianță, pereți, orice fel de altă chestie, este această perie. Peria este făcută din păr de cămilă, exact ca și peria de praf de care am discutat înainte, din aceleași considerente, pentru ca să nu se electrizeze suprafața pe care noi o folosim. Se montează la rândul ei foarte ușor, este foarte flexibilă, da? Și poate fi folosită, spuneam, și pe suprafețe orizontale și pe suprafețe verticale. Poate fi foarte bine folosită prin întoarcerea, de exemplu, sus pe aerul condiționat, pe tocurile ușii, pe dulapuri, pe chestii de genul ăsta, șifoniere, unde nu ne-ar fi mult mai greu să ajungem și de cele mai multe ori ca să curățăm praful de undeva de acolo de sus, ne urcăm pe un scaun. Există posibilitatea rănirii noastre că atunci când ne dăm jos de pe scaun sau dacă avem un scaun mai șubred, să cădem și noi cu el și atunci se mai întâmple altă bucurie. Da?
Deci aceasta este o, iarăși o perie, o ustensilă extrem de importantă, absolut necesară în orice fel de casă, pentru că eu n-am văzut până acum acasă care să nu aibă o gresie, un parchet, un linoleum care să poată fi curățată. Cu această perie nu putem curăța covoarele, spuneam, ea este gândită, concepută în așa fel încât să curețe suprafețe plane, dure. Deci nu vom folosi pe covoare. Pentru covoare avem electrobătător cu care, într-adevăr, trebuie să își facă datoria acolo să, să curețe. Bun. O să dăm deoparte aceste accesorii. Mi-a mai rămas de prezentat din accesoriile Reino. Mi-a mai rămas de prezentat, avem un borcan. Un borcan de altfel interesant. El este un borcan gândit să fie folosit pentru stropit, de exemplu, dacă vrem să stropim, nu știu, poate plante pe afară, o chestie de genul ăsta. Da? El se montează pe furtun și furtunul se montează aici în spate. Din momentul ăsta, când pornim aparatul, el începe să sufle. Se desface frumos, se umple cu soluția cu care noi vrem să suflăm, da? Iar aici, prin apăsarea acestui buton, se eliberează soluția pe care noi am pus-o aici. Și spuneam, de exemplu, vrei să umezești niște plante, că este foarte cald, poate vrei să pui niște insecticii pentru gândăcei, pentru alte cele. Nu am mai văzut acest sistem decât la aspiratoarele foarte, foarte vechi, care încă nu se știa ce praf scoteau pe spate. În rest, niciun alt sistem nu am mai văzut să folosească acest borcanel, tocmai în ideea că nu există sistem pe care să, care să nu scoată praf pe partea asta. Și atunci, din aceste motive, nu veți mai găsi aceste borcanele. Bineînțeles, luați-l, folosiți-l, scoateți de aici, îl spălați, îl puneți frumos în cutie când ați terminat. Da? Așa, urmează acum să vă arăt, avem un sac de vidat. Pentru că, da, și eu și alții, avem în casă diferite perne, avem jucării de pluș, avem lucruri care nu se pot curăța în mod normal și atunci ele trebuiesc vidate, trebuiesc dezinfectate și așa mai departe. Lucru care am să vi-l arăt imediat, o să iau o jucărie mare, mare de pluș și vă arăt cum se face acest lucru. Bun. Am revenit cu un ultim accesoriu pe care noi îl avem în programul, în pachetul standard al aparatului. Avem aici sacul de vidat. Da, este un sac destul de mare. Cu ajutorul lui putem vida prietenii noștri de pluș, putem vida perne, putem vida orice fel de lucru care ni se pare ok spre a fi curățat. Da? Cum procedăm? Desfacem sacul. Este un sac normal, aș putea spune, dar dintr-un material un picuț mai dur. În principiu, această operație se face în două persoane, pentru că trebuie să băgăm înăuntru obiectul de curățat. Avem marea majoritate dintre noi, avem copii, da? Care se joacă cu jucării de pluș și știm cu toții că aceste jucării de pluș pot să strângă foarte mult praf în ele. Da? Luăm acest accesoriu de care am discutat mai devreme, îi scoatem această săniuță, de data asta nu avem nevoie de ea, montăm, da? Montăm palețica aici și pur și simplu punem palețica pe jucăria pe care noi o avem de curățat. Da? În momentul ăsta, în mod normal, o persoană ar trebui să-mi țină sacul aici și ar trebui să mă joc cu remo. O să încerc să fac chestia asta cu o singură mână. Va fi un pic mai dificil, dar sigur ne vom descurca. Așa. Deci, palețica se pune pe jucărie, sacul este strâns la gură. Atenție mare! Din momentul în care
noi pornim această operație, nu avem voie să oprim aparatul decât atunci când am terminat. Când sacul nostru este deschis la gură, o să vă explic imediat de ce. Am scos din spate capacul Rainbow pentru că voi folosi absorpția și voi folosi și evacuarea. O să începem operația. Observăm cum se strânge. El se ghidează și se strânge foarte, foarte tare. După care folosim evacuare. Da? Iarăși revenim. Se vede cum se ghidează. Da? Iarăși folosim evacuare. Repetăm operația de câte ori considerăm noi necesar, de 10-20 de ori. Și de-abia, după ce am scos cuturul de aici, oprim aparatul. Da? Deci aparatul nu se oprește cât timp are furtunul în unul din cele două capete. Îl punem frumosel jos, scoatem cuturul, scoatem bucăria de pluș, de data asta a fost curățată, da? A fost curățată și putem să o dăm copilului nostru să se joace. În afară de această curățare pe care noi o facem, în apa pe care o folosim, putem să punem din soluțiile pe care noi le avem în dotarea aparatului, da? Soluțiile consumabile, există un deo special făcut pentru anihilare de bacterii, virus și microbi, există parfumuri Rainbow. Soluția aceea ar fi foarte interesant de folosit, pentru că în momentul în care noi întoarcem furtunul și suflăm, va intra aer cu dezinfectant și atunci va dezinfecta și obiectul respectiv pe care l-am curățat. Acestea sunt toate accesoriile de bază. O să revin cu un filmuleț în care vedem o să vedem electrobătătorul. Electrobătătorul iarăși intrând în pachetul pe care îl primiți atunci când achiziționați un Rainbow de la noi. Vă mulțumesc că ați avut răbdare până acum. Sper că informațiile mele vă sunt necesare și pentru orice întrebări suplimentare vă stau la dispoziție. Mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Dr. Rainbow este lângă dumneavoastră.